Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări de instabilitate atmosferică valabile pentru zilele următoare. După temperaturile ridicate pentru luna mai, vom avea parte de o vreme instabilă. Instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată la început în vestul și nord-vestul țării, seara și noaptea de marți spre miercuri în sud-vest, centru și nord-est, apoi cu precădere în sud, centru și est. Aceasta se va manifesta prin averse care vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, izolat căderi de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metrul pătrat, iar pe arii restrânse 30-35 de litri pe metrul pătrat. Astfel de fenomene se vor semnala și în restul teritoriului, dar pe suprafețe mai mici și pentru intervale mai scurte. Vremea se va menține în general instabilă și în a doua parte a acestei săptămâni. Pentru zonele montane a fost emis un cod galben. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul Moldovei, precum și în vestul și nordul Olteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin descărcări electrice, vijelii, grindină și averse ce vor avea și caracter torențial. Cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metrul pătrat. Temporar, vântul va avea intensificări la munte, în special la altitudini mari în Carpații meridionali, cu rafale ce vor depăși 80-90 de km pe oră.